Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Clientul unei cârciumi din Sibiu s-a declarat scandalizat că a găsit un melc în mâncare. Ceea ce mi se pare greșit. Melcii sunt foarte scumpi și sunt delicatese. Eu m-aș fi bucurat. În armate și noi primeam supliment. Serios? Clientul a lăsat localului un review negativ. A spus că locul e frumos, dar salata vine cu melc. A luat salat. Mie asta mi-a aminte de toate bancurile alea cu musca în supă. Știi? Kellner, e o muscă în supă. Dar, domnule, miercuri avem supliment de carne. Astea-s de-alea comuniste. Kellner, e o muscă în supă. Și liniște, domnule, toată lumea o să vrea. Kellner, e o muscă în supă. Și la banii ăștia ce voiați? O lață? O lață. Primeam în armată, să știi, și noi supliment de carne la fasole, în general. Viermișori. Erau foarte buni. Dar de ce începem cu veștile astea dimineața? Dar ce are, mă, băiatule? Care-i problema? Ce a răspuns localul? Citez. Vă mulțumim pentru recenzie. Deci toată povestea are un tâlc. Era un melcișor mic, presupun. Nu cred că era dita mai melcu. Înțelegi? Un melcișor mic. De la de apă. Plouase afară. De, mă rog, pui. Da. Pui de melc. Ce a răspuns localul? Vă mulțumim pentru recenzie. Și pentru că ne-a semnalat problema. Ne pare rău pentru experiența neplăcută cu salata noastră. Vă asigurăm că salata noastră provine din solariile proprii, unde nu folosim pesticide, ceea ce garantează că este bio. Bio. Deci vezi, mă, acum o să ne bucurăm să primim diverse mici suplimente la mâncare, pentru că asta, da, o să fie... vin cu natura. Da, după care continuăm. Melcul găsit în salată este o dovadă vie a naturii noastre ecologice. Adevărat, să zic că o găsim balegă. Pentru greșeamă natural. Pentru a controla limac și folosim rațe indiene. Dar din păcate unul a scăpat neobservat. Deci a fost, era un melc agil. Când a simțit că se apropie rața indiană. Stai, comunitatul cârciumii? Da. Deci da. Cârciuma... E răspunsul la review. Cârciuma practic folosește, e o chestie cu, nu știu cum îi spune, permacultură, ceva de genul ăsta, în care folosești inamici naturale ai dăunătorilor. Știi? Ca să fie totul bio. Ca să fie totul bio. Da. De exemplu, sau poți să folosești, cum se folosește la unele culturi de roșii, de-astea super bio, se folosesc bondari pentru polenizare. Sau se folosesc la fel alte insecte care să vâneze nu știu ce dăunător de la roșii. Te doare cap. Serios. Și totul e pe natural. Da, da. Bio. Iar astea sunt rațele indiene, mai sunt și rațele alergătoare indiene. Fac mac-mac sau... Nu știu, nu stai în indiene din India, mă, nu din... A, nu din America. Nu, alea sunt rațe piei roșii. Da, exact. Rața piele roșie se găsește în Pekin. Rața vine tu. Da. Rațe, dacă găsești rața vânătu, mai bine n-o cumperi. Hai că pierd vocea. Deci, rațele alergătoare indiene sunt folosite cu succes în unele zone ale lumii pentru combaterea dăunătorilor și sunt utilizate și în România în acest scop, scrie publicația G4Food. Și adică rața ți-a puiul de melc de pe frunza de salată fără să ciupească din salată? Da, domnule. Mă, doamne iartă. Rața nu consumă salată varză. E scârbită și o ia, da, pe aia cu mare delicatețe. Ia numai cărnița, înțelegi? Da. Deci nu este rață vegană, este o rață carnivoră. Nu suportă să mănânce vegan. Disprețuiește rațele vegane care se laudă, știi, stau afară din seră și încearcă să le atragă. Știi ce bună este sălățica? Nu! Mărși, nu mănânc numai, melci. Iată că, deci G4Food a făcut și un reportaj. O persoană care se ocupă de implementarea unor astfel de proiecte este Ruxandra Brad, designer de permacultură, în vârstă de 26 ani din județul Sibiu. Ea a implementat până acum 5 proiecte în care rațele indiene au fost folosite pentru combaterea dăunătorilor de către unele familii sau restaurante care au dorit să producă ecologic alimente pe proprietățile lor. Îți dai seama cum sună, îți vine doamna asta la 26 de ani și spune, bună ziua, doamne, vreau să fac niște salată. Da. Ce am de făcut? Fiți, aveți ceva de scris? Da. Vă trebuie următoarele, țaca, 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 rață, țaca, și vă recomand... Măcar 4 rațe indiene. Te uiți după camera ascunsă. Ruxandra Braz spune că 10 păsări au curățat într-o săptămână lotul ei de 1200 de metri pătrați. Mama, mama. Citez, nu am mai văzut apoi timp de o lună niciun limax. Și alea ce au făcut rațele? Asta e problema, după aia ce fac rațele? Da, ele... nu pleacă, nu, gen băi. A declarat doamna Ruxandra Braț, o domnișoară care înainte de a se reorienta în carieră a lucrat în domeniul foto-video și ca graphic designer.
Deci cariera de sudor a lui Luca e în pericol. Clar. Simt că te faci crescător de rațe, pentru că fii atent, aici este... Mai degrabă se face rață indiană. Nu, că nu mănâncă melci cruzi. Da, poate cu da, cărniță. Da. Cărniță. Dar aici este... Eu simt... O să am escadrila mea de rațe să mă duc la lucrări, mi-ar plăce. Eu simt potențial de ouă. De, pardon, potențial și de ouă. Și de ouă. Simt potențial de perpetuum mobile, de business, clar. Deoarece rațele indiene, ele se mănâncă. Sunt comestibile. Și fac și ouă, care și el se mănâncă. Deci, practic, cultiv varză și ei și rațe indiene. Rațele indiene se hrătesc cu melcișorii și când au terminat treaba, culegi varza și faci rață pe varză și după aia o iei de la capăt. Deci lucrurile se auto-întrețin. Înțelegi? Da, în felul ăsta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.